pe loc, repaus. Urmează binecuvântare și rugăciune pentru poporul român. Gardă, drepți! Gardă, descoperiți! Gardă, pe loc, repaus! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurășa toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur și ca niște robi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemesurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivirea învrednicită ale se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne pe toți a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește în inimile lor judecata cea dreaptă, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău, Duhule pădării de sine pe care i-ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la vestirea Evangheliei. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii, luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne,
precum ai auzit cu mila și rugăciunile părinților noștri, care chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele tău și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să scântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Distinși oficialități, vă transmit gândurile de bine și rugăciunile Părintelui Mitropolit Andrei, care vă felicită pentru organizarea acestei sărbătoriri de Ziua Europei și a poporului român, întrucât noi ca popor facem parte din Europa, din adânc de istorie. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Gardă! Drepți! Garda acoperiți! Gardă pe loc! Repaus! Adresăm invitația doamnei Irina Munteanu, prefectul județului Cluj, să dea citire mesajului prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu, cu ocazia Zilei Europei. Precucernici părinți, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule europarlamentar, domnule primar, domnule viceprimar, stimate oficialități civile și militare, dragi clujeni, Hristos a înviat! Sărbătorim astăzi Ziua Europei, dedicată momentului de început al unui proiect menit să aducă pace, stabilitate și prosperitate economică pe un continent care se vindeca în anii 1950 de rănile a două războaie mondiale. După decenii de dictatură, România a aderat în 2007 la familia Uniunii Europene, un statut dorit și meritat de români. Pentru că am ales o Românie puternică ancorată în valorile democrației și într-o societate coezivă și prosperă. Reformele profunde, demarate de atunci, la nivel instituțional și al întregii societăți, trebuie consolidate și protejate în continuare, așa cum trebuie valorificate oportunitățile ce decurg din statutul pe care îl avem acum. Suntem români, dar și cetățeni europeni în același timp, ceea ce ne conferă drepturi și libertăți firești în orice societate modernă democratică. Statutul de membru al Uniunii Europene ne oferă și perspective concrete de dezvoltare durabilă și coeziune în plan economic și social. Privind retrospectiv, în anii care au trecut de la aderarea noastră, România a beneficiat de peste 64 de miliarde de euro din fonduri europene, bani pe care țara noastră i-a primit în plus față de suma totală cu care a contribuit la bugetul UE. Această balanță pozitivă a crescut constant în ultimii 2 ani în favoarea unor proiecte de infrastructură, de transport, de digitalizare medicală, educativă și de mediu. Investiții menite să aducă dezvoltarea și prosperitatea pentru cetățeni și societate. Tinerii care vor vota pentru prima dată la europarlamentarele din 9 iunie, împreună cu părinții și bunicii lor,
vor consolida statutul României de stat puternic atașat valorilor europene. Aspirațiile generației contemporane nașterii proiectului european au fost împlinite de cei care au luptat pentru libertatea României în decembrie 1989 și vor fi duse mai departe de tinerii născuți în perioada în care țara noastră se bucura deja de statutul de stat european și membru al NATO, cea mai sigură alianță din istorie. Marcăm în aceste zile și încheierea celui mai amplu și devastator conflict din istoria omenirii, al doilea război mondial. Amenințările de securitate continuă să existe, în forme din ce în ce mai complexe. Suntem datori să le gestionăm cu responsabilitate și înțelepciune pentru generațiile actuale și viitoare, care își doresc să trăiască în pace, democrație și prosperitate. La mulți ani România în Europa! La mulți ani Europa! În continuare, îl invităm pe domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să ia cuvântul. Hristos a înviat! Distinsă doamnă prefect Irina Munteanu, distinsă doamnă viceprimar Ola Hemeșe, distinse domnule viceprimar Dan Tarcea, distinse domnule europarlamentar Daniel Buda, preacucernici părinți, distinse doamne deputate, distinși domni deputați și senatori, dragi clujeni, doamnelor și domnilor. Europa, și mai bine spus Uniunea Europeană, are pace de 79 de ani. Anul viitor vom avea 80 de ani de pace în Uniunea Europeană. Și am subliniat în Uniunea Europeană pentru că noi avem război la granița Uniunii Europene, avem război la granița României. Primul meu mesaj astăzi este acela legat de faptul că pacea nu este eternă. Pacea trebuie cultivată și de aia trebuie avut grijă în fiecare zi. Pentru faptul că noi avem 79 de ani de pace, pentru asta au muncit părinții, bunicii noștri, au înțeles că doar colaborarea între națiuni și nu ura între națiuni poate să ne aducă accesul la democrație, pace, libertate și prosperitate. Nu doar după două războaie mondiale, după 2000 de ani de istorie, în sfârșit Europa a înțeles că nu confruntarea este calea de a putea trăi în pace, ci doar colaborarea între națiuni. Uniunea Europeană este cel mai important proiect de pace din istoria omenirii. Nu mai există în istoria omenirii un asemenea proiect care să aducă pacea și după aceea accesul la democrație, la libertate și la prosperitate în întreaga lume. N-a venit dintr-o dată. Pentru asta au murit milioane și milioane și milioane de oameni în decursul istoriei. Până când oamenii înțelepți în acest continent au înțeles, așa cum Robert Schuman spunea în 1950, mai bine să ne războim în jurul unei mese decât să ne războim pe un câmp de bătălie. Și să facem o construcție care să facă imposibil războiul și să asigure pacea. Ori asta era posibil doar dacă au pus în comun producția de oțel, de cărbune, adică principalele elemente care alimentau industria de război și duceau la confruntări. Gândiți-vă doar la rivalitățile din istorie. Gândiți-vă la rivalitatea dintre Franța și Anglia. Războiul de 100 de ani. De la 1337 până la 1453. În fapt au fost 116 ani. Gândiți-vă după aceea la războaiele religioase, unde Anglia era și susținea predominant protestantismul, Franța susținea catolicismul,
războaie timp de 500 de ani, până în primul război mondial, când cele două puteri au venit împreună. Gândiți-vă la rivalitatea franco-germană. Gândiți-vă că Alsacia și Lorena, să luăm două exemple de provincii pe care le cunoaștem cu toții, au fost sub influența Imperiului Roman de națiune germană, după care în urma războiului de 30 de ani, prima dată Alsacia, după aia Lorena, au trecut sub jurisdicția Franței. După aceea, gândiți-vă că Napoleon a desființat Imperiul Roman de națiune germană și a înființat Confederația Rinului. Gândiți-vă că în urma războiului franco-prusac din 1870-1871, câștigat atunci de nemți, de către Otto von Bismarck, a fost instaurat din nou Imperiul, iar Alsacia și Lorena trecută la Germania. A venit primul război mondial, au trebuit să moară oameni. Amintiți-vă de bătălia de la Verdun, dacă vorbim de Franco, războiul franco-german, a fost câștigat acel război de aliați, de Franța, Alsacia și Lorena a revenit înapoi la Franța. A venit al doilea război mondial, Hitler a invadat Franța, Alsacia și Lorena din nou a mers la Germania. Au câștigat aliații al doilea război mondial, în 9 mai 1945, Alsacia și Lorena a revenit din nou la Franța, unde este și astăzi. Doar câteva exemple, ca să nu vorbim de Imperiul Habsburgic, să nu vorbim de spațiul transilvanian, de spațiul nostru central și este european, oriunde te uiți, doar conflicte, doar tensiuni în decursul secolelor. Aceste lucruri, repet, nu sunt apuse pentru întotdeauna, dragi clujeni, dragi români, dragi cetățeni europeni. Pacea nu este eternă. Din nefericire, războiul este în ADN-ul Europei, dacă ne uităm la istoria asta de cel puțin 2000 de ani. Și atunci, noi când avem război la graniță, ce putem face ca aici, la Cluj, în România, în Europa, tinerii din ziua de astăzi să nu mai schimbe ca cei din Ucraina calculatorul cu Kalashnikovul, cu arma de luptă și să moară pentru că cineva dorește să radă de pe harta Europei o națiune, națiunea ucraineană? Cum putem face ca aceste lucruri să nu se întâmple și pe spațiul acesta european, cel mai mare spațiu de circulație și de democrație din întreaga lume, care cuprinde 450 de milioane de oameni, de la Cluj până pe plajele însorite ale Portugaliei? Cum putem face aceste lucruri? Cu credință în Dumnezeu, cu bine a spus Părintele, pentru că și religia promovează pacea cu cea mai bună și dreaptă înțelegere, dar și noi trebuie să avem grijă. Vom avea un moment politic important în 9 iunie. Momentul acela poate însemna o continuitate a păcii, dacă vom susține forțe pro-europene care doresc unitatea și continuitatea proiectului european, sau vom susține altceva, începutul destrămării Uniunii Europene. Iar de la începutul destrămării Uniunii Europene până la război, nu-i decât un singur pas, pentru că începutul destrămării înseamnă începutul războiului. De aceea, chiar dacă unii spuneți, politica nu ne interesează, nu avem vreme de politică, trebuie să-i acordăm importanța necesară pentru că ea ne aduce în primul rând ceea ce avem cel mai de preț pe lume, pacea. După ce avem pace, putem să construim tot. Putem să ne ocupăm de inflație, de locuri de muncă, de investiții, să diminuăm sărăcia, să avem grijă de sănătate, de educație, dacă avem pace. Dar dacă nu avem pace, repet, nu avem aproape nimic pe lumea aceasta. De aceea sper ca tânăra generație care să-și pregătească și ea viitorul, așa cum bunicii noștri, părinții noștri, ne-au pregătit viitorul nostru în pace, înțelegând că mai bine colaborează decât să meargă în confruntare, și voi să vă apărați viitorul, mergeți la vot, susțineți tot ceea ce înseamnă pace, democrație și libertate, pentru că împreună ne construim viitorul în fiecare zi. În Ucraina este suficient ca un singur lider politic, Putin, să spună stop războiului și vine pacea. Și națiunile pot trăi una lângă alta. Deci războiul din Ucraina se poate încheia punând punct războiului de către un lider care l-a declanșat. Dacă nu, cei care se apără și apără valorile pe care și noi credem trebuie sprijiniți ca pacea să fie regula pe continent. La fel și în Israel. Regula este cea care a dat-o Uniunea Europeană. Popor lângă popor. Așa e și imnul Uniunii Europene. Și acolo soluția este două state, două popoare care trebuie să trăiască, să-și găsească pacea unul lângă altul. Dacă nu vor face acest lucru, războiul nu va face decât să adâncească în continuare tensiunile, așa cum aici în Europa două războaie mondiale nu au făcut decât să adâncească războiul. De aceea trebuie să găsim cu toți această înțelepciune de a aduna om lângă om, popor lângă popor, stat lângă stat,
pentru a putea să mergem mai departe și să lucrăm împreună. Europa are astăzi și multe alte probleme, dar pacea e cea mai importantă. De aceea veți vedea între prioritățile Europei garantarea securității fiecărui cetățean european. O politică specială destinată apărării, o apărare comună, un comisar european pentru apărare, armatele naționale, evident că vor fi în continuare, vor exista, dar ne vom cumpăra armament în comun, capabil să apere o Europa, indiferent cine va fi la Casa Albă, la Washington, sau indiferent cine va fi la Kremlin. Noi, europenii, trebuie să ne asigurăm propria protecție a cetățenilor europeni, iar asta Europa o face în momentul de față pentru fiecare cetățean din această Europa. După ce avem pace, evident că urmează celelalte probleme. Avem probleme legate de migrație. Noi aici mai puțin în partea asta de Europa. În altă parte vedeți că este o tensiune legată de migrație. Și aici lucrurile trebuie să fie foarte clare. Migrația legală trebuie făcută de state și nu gestionată de cei care fac trafic de persoane. Nu aceia trebuie să stăpânească procesul de migrație în Uniunea Europeană. Nu cei care fac trafic de persoane, ci doar în baza legii, în baza convențiilor internaționale, sub control și integrare a celor care vor să vină în spațiul european. Nu cei care fac trafic de persoane să facă regula în casa noastră aici în Europa. Și acest lucru a fost înțeles și s-a încheiat acum în sfârșit o convenție nouă care reglementează și această problemă în Europa. După aceea, evident că avem probleme legate de ceea ce înseamnă viitorul nostru economic. Avem o datorie față de copiii noștri să le lăsăm un loc în care să poată respira, în care să poată munci, avem nevoie să le lăsăm un climat sănătos. Povestea asta cu energiile verzi, cu Green Deal, cu economia verde, nu este o poveste. Ea vizează slujbe mai bine plătite pentru fiecare dintre noi. Vizează o sănătate mai bună pentru fiecare dintre noi aici, acasă. Să avem transport public nepoluant ca să nu inhalăm în fiecare zi gaze de eșapament să ajungem în spital. Clujul are deja 60% din flota de transport public verde nepoluantă. Chiar acum am venit împreună cu colegul meu Dan Tarcea de la aducerea la Cluj a primului autobuz cu hidrogen care este testat la Cluj alături de autobuzele electrice, ca să avem și mai multe autobuze, dar mai ales să fie nepoluante și de calitate. Ei, partea aceasta care ține de dimensiunea verde trebuie să continue. Asta este economia viitorului, dar trebuie să avem grijă de locuri de muncă bine plătite și să învățăm din greșeli. Am avut fermieri în stradă pentru că n-au fost suficient de atenți la problemele lor. Uniunea Europeană a învățat, a corectat aceste lucruri și iată că suntem pe drumul corect. Doar cu politici de sus în jos, dar și cu atenție de jos în sus, Europa poate fi puternică astfel cât să reușim. Avem aici la Cluj șansa de a avea unul dintre cei mai cunoscuți europarlamentari din Europa în domeniul agriculturii, care s-a bătut și a spus din timp, atenție că putem avea o problemă, atenție că putem avea o problemă și cu tranzitul din Ucraina a cerealelor, care au alte condiții față de cele din Uniunea Europeană și nu avem voie să ne omorâm fermierii români. Atenție! Nu s-a acordat suficient interes atunci, dar până la urmă s-a înțeles. Îl felicit pe Daniel Buda și repet, pentru faptul că acolo duce vocea de aici, de acasă, să se audă și să se schimbe în bine politica europeană. De fapt, asta este ceea ce este Europa. Suntem, eu, în egală măsură, sunt transilvanian, sunt român, sunt european. În egală măsură colaborez cu Consiliul Județean și Prefectură, cu Guvernul României și cu Uniunea Europeană. Cu aceste trei paliere aducem aici o calitate a vieții mai bună la Cluj-Napoca. Închei făcând mențiune la alte lucruri care mai sunt în Europa, politica de coeziune. Vorbiți despre această dimensiune pentru că ea ține Europa unită. Dacă este un lipici în această Europa care o ține unită, acel lipici este politica de coeziune, care dă șansa fiecărei regiuni din această Europa să poată avea acces la o viață decentă de calitate. Așa cum noi am adus la Cluj 420 de milioane de euro și le-am implementat și mai avem proiecte de 4,5 miliarde de euro în implementare, așa fac și alții în Europa, astfel încât în fiecare colț al Europei să ai un standard minim de calitate a vieții, în educație, în sănătate, în infrastructură, în locuri de muncă bine plătite. Asta înseamnă, de fapt, politica de coeziune, înseamnă în Europa, în egală măsură, și libertatea de mișcare, oriunde vreți în Europa, dar înseamnă și libertatea de a alege să stai acasă, să nu fii obligat din motive economice să-ți părăsești țara, regiunea sau orașul. Asta facem noi aici la Cluj, asta trebuie să facem noi accelerat în perioada următoare, ca nimeni să nu mai fie forțat să-ți părăsească
țara, regiunea sau orașul. Să plece dacă dorește să muncească, dar să aibă oricând posibilitatea să se întoarcă, dar să nu fie obligat să plece din motive economice. Și împreună am demonstrat că putem reuși să facem acest lucru aici, la noi, acasă. Închei pentru că această sărbătoare este mult mai largă, mai avem multe evenimente astăzi. Încă o dată mă întorc la ceea ce am spus la început. Nu uitați, dragii mei, că pacea nu este eternă. Pacea nu înseamnă doar absența războiului. Pacea înseamnă cultivarea solidarității, a colaborării în fiecare zi, crearea unui climat care să nu permită să se ajungă la tensiuni care să se rezolve prin război. Pacea, repet, nu înseamnă doar absența războiului. Înseamnă și politicile pe care le promovezi tot timpul ca să n-ajungi la război. Asta înseamnă înțelegere, asta înseamnă toleranță, asta înseamnă politici care să unească și nu să dezbine oamenii, asta înseamnă capacitatea de a lucra împreună, înseamnă acceptarea celuilalt. Asta înseamnă, repet, tot ceea ce am învățat aici la Cluj, că doar împreună putem reuși. La mulți ani Europa, la mulți ani România! Stimată audiență, invităm alături de primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, pe doamna Marinela Marc, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, și pe domnul general major Bogdan Cernat, comandantul garnizoanei Cluj-Napoca, să înmâneze premiile câștigătorilor concursului de istorie, eroi și fapte în istoria națională. Concursul școlar destinat elevilor de liceu din clasele 9-12 a fost organizat la nivelul județului Cluj de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Divizia 4 Infanterie Gemina și Asociația Mareșal Constantin Prezan, cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca, Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, Asociației Apusen Transilvania, Panemar și Restaurantul Alegria. Activitatea care a avut ca obiectiv general educarea tinerilor în respectul pentru trecutul istoric național, dezvoltarea gândirii critice și formarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice, a atras un număr de 161 de candidați din cadrul liceelor clujene. Proba scrisă, la care aceștia au participat, a constat în etalarea cunoștințelor privind viața și activitatea a 50 de personalități ale istoriei naționale, eroi care și-au dedicat viața ori și-au jertfit-o pentru promovarea sau apărarea valorilor neamului și statului. După evaluarea elevilor realizată de profesori de istorie din școlile clujene neimplicate în concurs, a rezultat următorul clasament. Mențiuni: Someșan Matei, clasa 11-a, Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca. Cizmaru Casian, clasa 9-a, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Ilea Tudor, clasa 11-a, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca.
Ilea Lucian, clasa a 10-a, Colegiul Național Mihai Viteazu din Turda. Chișu Mureșan, Cătălina Andrei, clasa 11-a, Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca. Păcurar Ștefan, clasa 11-a, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Câțcoan, Cristina Julieta, clasa 11-a, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr din Cluj-Napoca. Coldea Ioana, clasa 10-a, Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca. Mircea Bianca Cristina, clasa 12-a, Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej. Popa Dalia Maria, clasa 10-a, Colegiul Teoretic Drumitru Tăuțan din Florești. Premiul 3, Manea Vladimir, clasa 11-a, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. Premiul 2, Trifan Ștefana Georgeta, clasa 12-a, Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej. Și premiul 1, Nistor Octavian, clasa 9-a, Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. În încheierea festivității de premiere, îl invităm pe domnul colonel în rezervă Rareș Baciu, președintele Asociației Mareșal Constantin Prezan, să ia cuvântul. Bună ziua, stimate oficialități, stimați clujeni, vă iubesc. Și eu sunt clujan, aici m-am născut și colegii mi-a oferit această șansă ca astăzi, în numele asociației, să pot să fiu câteva minute printre dumneavoastră. Asociația, pe scurt, nu vă plictisesc, asociația a luat ființă sub oblăduirea Diviziei 4 Infanterie Gemina, cu scopul vădit și clar de a recompensa militarii meritoși și altfel decât cu
mulțumiri în fața formației, dar iată că astăzi, cu sprijinul oficialităților locale, cărora pe această ocazie nu mă voi opri să nu le mulțumesc, a inspectoratului, a bibliotecii și a tuturor persoanelor pe care colegii mei au menționat anterior, asociația să aducă în fața dumneavoastră și să poată premia copii frumoși, pasionați de istorie și să putem să ne întindem puțin umbrela noastră asociației peste toți cetățenii Clujului. În încheiere vreau doar să vă spun că vom pregăti și alte surprize. Vă invit în vară, tot cu ajutorul Inspectoratului Școlar, veți primi în școli invitația de a participa la un proiect foarte frumos, Militar în Devenire se numește. Copii de 18 ani din școlile din Cluj vor putea să pătrundă în tainele militariei, să zic așa, și vor sta o săptămână într-o unitate militară din Cluj și vor face instrucție. Vă aștept să vă înscrieți cu drag, să-i mai aplaudăm o dată pe copii că merită și vă mulțumesc foarte mult. La onoare! Stimate oficialități civile și militare, doamnelor și domnilor, manifestarea publică dedicată aniversării zilei de 9 mai continuă cu un program artistic susținut de către muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina, dirijor capitan Daniel Florin Munteanu și ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul al Casei de Cultură a studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, direcție artistică Ioan Ciocan.
Urmează constituirea dispozitivului pentru defilare. Gardă, valideați! Gardă, drepți! Pentru realizarea dispozitivului de defilare, gardă la dreapta! Gardă înainte! Marș! Poftim, ăștia se opresc aici, da, da. Gardă, vă aliniați! Gardă, drepți pentru defilare, cu onorul spre dreapta! Gardă înainte, marș! Cu sprijinul primăriei municipiului Cluj-Napoca, pe timpul defilării, văzduhul va fi colorat de baloane în culorile drapelului național și ale Uniunii Europene. Blocul de defilare este deschis de drapelul de luptă al regimentului 317 ISR Vlădeasa, purtat de militarii mari unități. Doamnelor și domnilor, vă prezintă onorul militar ai regimentului 317 ISR Vlădeasa.
ai regimentului 50 rachete antiaeriene Andrei Mureșanu și militari ai batalionului 55 comunicații și informatică Napoca. Cu onorul prezentat de muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina, i-a sfârșit evenimentul dedicat Zilei Europei. Vă mulțumim pentru participare!